Bună, dragii mei, eu sunt Violet și vă invit la un nou episod din seria Jurnalul unei gravidețe care tricotează și croșetează. Bună, dragii mei, în episodul de astăzi vreau să vorbim despre hăinuțele tricotate sau croșetate potrivite pentru această perioadă frumoasă din viața unei femei și, mai exact, așteptarea unei bebeluși. Toate lucrările pe care o să vi le prezint, o să vă spun pentru care am deja tutorial, pentru unele am scheme scrise, așa că dacă vreți să vedeți ce ați putea să purtați drăguț în această perioadă și ce am purtat eu în această perioadă, atunci rămâneți alături de mine. Și o să încep prezentarea prin rochița pe care o vedeți pe mine. Este rochița Belladonna, nu știu dacă se vede. Este schema pentru această rochiță a fost în una dintre cutiile lunii, cutiile marca Vise împlinite cu Vio și Clau. Rochița aceasta am făcut-o ca un omagiu, ca să vă spun așa, vă dezvălui puțin din secretele creației acestei rochii. Ea a apărut ca urmare aflării că sunt însărcinată și m-am gândit, aș vrea să am ceva foarte feminin, foarte frumos tricotat. Și atunci am plecat cu ideea de a face ceva extraordinar și am început să lucrez la rochia asta cam din primele momente de când am aflat de veste. Și a ieșit ceva extraordinar. Nu este neapărat pentru perioada asta de sarcină, este potrivită pentru orice tip de siluetă, având această formă, da, de baby doll, asimetrică, este și puțin lărguță în partea de jos, deci vă acoperă în cazul în care aveți pe aici pe acolo mici, ca să zic așa, neregularități în talie și vreau să vă atenționez ceva. Să nu mai comentați că mi-a tras atenția așa că la unele videoclipuri apărute când eram în primele luni de sarcină, s-a comentat acolo că vai, că ești plinuță, că ești... Ști, nu eram plinuță, eram puțin însărcinată. Dar, na, știți cum e, de asta e bine să mai bine taci. Mai bine taci că nu știi despre ce, când nu știi despre ce. Pe mine m-am auzat astfel de comentarii, dacă ați ști voi. Dar, lăsând asta la o parte, da, nu întotdeauna, dacă o persoană e plinuță, sunt neapărat motive cam ca prea mult. Haideți să începem, că am făcut o introducere cam mare, se pare că am chef de vorbă astăzi, ceea ce nu se întâmplă foarte rar, fiind pe ultima 100 de metri, foarte des, adică fiind pe ultima 100 de metri, nu prea am chef de vorbă. Hai să începem. Primul lucru pe care îl porți și care îți este foarte, foarte util în această perioadă sunt cardiganele. Eu am prins și perioada de primăvară, când încă era răcoare și atunci un tricou, un pantalon și un cardigan te salva din foarte multe situații și am purtat foarte des în perioada cu burtica acest cardigan, care este un foarte lărguț și foarte practic. Este vorba de cardiganul Rosa, pentru care există schemă scrisă și acesta a făcut parte din una din cutiile marca Vise împletite. Firul folosit a fost Cotton Gold Fine Baby, este un fir foarte subțire, foarte moale și foarte ușor de purtat și vedeți că eu chiar l-am purtat foarte, foarte mult și el arată impecabil și acum, da? Deci este foarte practic. Dacă vreți schema pentru acest cardigan, o găsiți pe pagina mea de Facebook, în albumele cu fotografie. Am un album separat creat cu scheme tricotate și croșetate, făcute de mine și de Claudia. Un alt cardigan pe care la fel l-am purtat destul de mult în această perioadă a fost cardiganul Vespa. Iarăși unul foarte lărguț, o schemă universală, aș putea să-i spun. Și acesta este schema scrisă la el. Acesta este lucrat din alize Cotton Gold Tweed. A fost un fir într-o ediție limitată, dar voi puteți să îl înlocuiți cu alize Cotton Gold simplu și să lucrați acest cardigan. Vă recomandăm întotdeauna să folosiți firele indicate în scheme. De ce? Pentru că, de exemplu, pentru acest model
trebuie să pice gulerul ăsta într-un fel. Dacă schimbați firul și puneți lână sau, nu știu, să zicem un bumbac mai aspru, el nu o să se mai așeze la fel. De aceea, noi întotdeauna, și este foarte important, să corelăm firul cu modelul, cu croiul și cu modul de lucru. Este foarte, foarte important acest aspect și trebuie să țineți cont nu doar în lucrul schemelor scrise de noi, dar în general în aplicarea tuturor tehnicilor din tutoriale, video de pe YouTube și așa mai departe. Aoleu, mișcă! Așa, bun. Deci asta este al doilea cardigan și al treilea, care îl știți cu toții și uitați-vă că arată impecabil și acum, este lucrat din Alize Diva, este cardigan trio, pentru care am videoclip pe canalul meu de YouTube. Este lucrat din Alize Diva, trei culori, de asta i-am zis trio, iar partea aici cu spatele este Bella Batik, este bumbac 100%, Alize Bella Batik în degrade, da? Iarăși, mi-a plăcut foarte mult și pentru acest cardigan există videoclip cu tehnica cum să începeți mâineca de sus, astfel că să se așeze perfect și dacă vă uitați, da? Este, nu știu, mi se pare că este mâineca ideală din punctul meu de vedere și tehnica ideală pe care puteți să o aplicați nu doar la cardigane și la rochii și la bluzițe și înțelegeți voi. Și apropo de bluzițe, să trecem la bluzițe. Rochia fantezie, am tutorial pentru rochie pe care v-am spus în primăvară că am transformat-o în bluză pentru că acolo a fost o problemă cu firul, în fine, nici nu mai contează. Rochia fantezie, așa găsiți tutorialul. Este un model foarte bun pentru persoanele cu burtică. De ce? Pentru că acest elastic vine chiar sub sâni și la mine se așeza foarte bine pe talie bluzița, pentru că exact venea deasupra burții și peste ea venea acest volan lucrat. Acest proiect a fost combinație din două fire. Acesta este un bumbac de la Austerman, parcă ceva nemțesc, iar aici avem Diva Stretch. Mă repet, Diva Stretch este un fir care te salvează din foarte, foarte multe belele, ca să zic așa. Pentru că, uite, aici, de exemplu, el fiind un fir elastic, da, a strâns în talie, da, am făcut manșetele foarte frumos, da, și strânge, pentru că firul este elastic și se așează foarte, foarte bine. Și atunci îl folosești la mai multe proiecte. Frumoase, uite, am uitat să aduc pe ștativ pantaloni scurți din Diva Stretch, pentru care am tutorial ghid la mine pe canal și îl găsiți. Am uitat să pun aici, dar vă spun că am purtat și pantalonii aia din Diva Stretch scurți la greu. Deci la greu vara asta. Da? Și bluzița asta am adaptat-o și a mers foarte, foarte bine la în primăvară, deci chiar s-a potrivit. Puteți să faceți rochiță, mă repet, este tutorial, rochia fantezie, un playlist întreg pe pagina mea de YouTube. Tot din categoria videoclipuri de pe YouTube, știți că eu am un, un playlist cu raglane, unde vă arăt multe tipuri de raglane, cum se lucrează, tehnica și așa mai departe. Și în acel playlist a apărut această variantă de raglan rotund cu partea de jos baby doll, rochiță baby doll. Și v-am explicat cum se face corect un baby doll, astfel încât să se așeze frumos și la spate, să se așeze frumos și pe față. De, nimeni nu s-a prins de ce am făcut modelul ăsta, dar uite că am purtat-o foarte mult. Deci foarte mult și este un model, mă repet, și pentru cele care au burtică sau vor să ascundă ceva sau chiar ca și model. E un model care avantajează pe foarte multă lume și foarte multe siluete. De aceea vă recomand cu mare drag raglan rotund și cu baby doll. Încă o chestie vreau să menționez, că am văzut aici că am pus elastic. Elasticul, fie el transparent, fie el
alb, fie de 0,5 cm, fie în papiotă. Este foarte util să-l aveți în cămară. Uite, eu aici la roche am pus elastic. Aici am pus elastic, mai ales când lucrați vara cu fire de bumbac, fire care nu au ținută și sau vreți ca produsul vostru să se așeze mai frumos pe talie, să fie mai elegant, să fie mai frumos, atunci elasticul este chiar inevitabil și vă recomand să aveți și mereu la hainele astea tricotate, croșetate. Puneți pe dos că, uite, se ține mai bine breteaua cu elastic, da? Aici se așează mai bine că e cu elastic. Când n-o să mai fie burtică, rochia asta o să vină perfect, da? Deci o să fie la fel de ideală cum este și acum. Așa și asta. Se evidențiază mai mult această parte de baby doll. De asta, foarte important să aveți în cămara voastră elastic alb, negru, transparent, subțire, mai gros, pentru că e foarte util. Deci pentru acesta am raglan pe rotund și cu continuarea cu explicații în care vă spun cum să lucrați partea asta de baby doll. Îmi cer scuze, respir puțin mai greu, dar e de înțeles. Bun. Și tot din categoria piese legere de vară, tot din Bella, acesta a fost din Bella Umbrero, Chița, ați văzut că am postat pe, am tutorial pentru acest top foarte larg, pe care l-am purtat la călduri mari, pentru că alize Bella este un fir care nu, deci efectiv nu-l simți pe piele la călduri foarte mari și mi-a prins foarte bine această bluză și am purtat-o cu o pereche de pantaloni scurți. Eu la final o să vă inserez poze cu hainele îmbrăcate ca să le vedeți, pentru că nu vi le-am arătat îmbrăcate în perioada când le-am făcut din, știți voi, din anumite motive, dar acum sunt pregătită să vi le arăt, da? Și la finalul acestui videoclip eu o să vă inserez poze. Mie mi-a plăcut foarte mult, eu l-am purtat foarte mult și îl port în continuare și acum. Și o să-l port și la vară și cât o să țină firul. Este combinație de alize Bella Uni cu alize Bella Batik. Un consum foarte mic. Cred că am zis în tutorial, parcă 300 de grame în total. 150 cu 150. Foarte, foarte mișto fir. Tot din categoria fire de bumbac. Acesta l-am purtat mai puțin pentru că mi-a rămas repede mic, dar abia aștept să vină vara viitoare să-l port. Este topul Laguna, pentru care am tutorial pe canal. Este din Yarnart Rose Garden, tot 100% bumbac, din aceeași gamă cu alize Bella. Dintr-un singur ghem mi-a și rămas galben. Din acest ghem mi-am făcut acest top care avea sub sâne această, are, adică sub sâne acest ornament croșetat, iar spatele este gol și fața, cum vedeți, e cu pense, cu ajustări. Eu v-am mai spus în mai multe videoclipuri cum să faceți în așa fel încât hainele să se așeze foarte bine pe voi, și este vorba de pense și de majorări sau scăderi în talie și la subbraț, la buș și așa mai departe. Însă aceste videoclipuri au puține vizionări. Treaba voastră. Eu v-am explicat. Eu am explicat în foarte multe videoclipuri cum îmi așez eu ca să vină produsele perfect. Să nu mai faceți sacea care, da? Trebuie să se așeze totul unde trebuie. Pe talie, frumos, da? Nu în dreptunghiuri, tricotate și croșetate. De aceea, atenție, dacă n-ați văzut acest tutorial și explicațiile pe care v-am spus cum se face și plecând de la acest video puteți să faceți corsete, puteți să faceți foarte multe chestii. Cine are puțină imaginație, da? Cine nu, rămâne la stadiul de începător. Și lucrați, folosiți aceste informații pentru că vi le dau pe gratis. Nu vă cer bani pe ele, da? Așa că e foarte important să urmăriți tutorialele mele, chiar dacă nu faceți topul ăsta. Dar uite, cine a văzut videoclipul și a făcut niște bluze cambrate foarte frumoase, foarte frumoase. Tot din categoria fire subțirele, pentru că eu am prins perioada de vară, perioada caldă, și atunci am avut nevoie de hăinuțe subțiri. A fost rochița asta pe care
Din câte știu eu, eu am tutorial pentru ea. Rochița roșie, rochie cu volan, dacă nu mă înșel, așa se numește tutorialul. Ea inițial a fost făcută aici sub formă de lalea și cu un volan mai altfel. Și eu am desfăcut-o până în talie acum, că m-am gândit că vreau să-i modific partea de jos, să fac mai largă fusta și am făcut foarte bine că am lărgit-o. Pentru că din momentul în care eu am lărgit-o, eu am purtat această roche foarte mult cu o geacă neagră deasupra, prins în perioada de primăvară și a fost foarte bine. Și aceasta, având linia taliei destul de sus, m-a ajutat și am purtat-o. Și iar rochea, în sfârșit, și-a căpătat a doua viață, pentru că ea la mine stătea în garderobă și eu nu o purtam și nu înțelegeam de ce. Și aprobând-o, mi-am dat seama că partea de jos nu mă încânta. Și atunci am desfăcut până în talie și i-am refăcut partea de jos și a fost foarte bună ideea, pentru că acum este o piesă preferată în garderoba mea. Și în general vă sfătuiesc, în cazul în care vedeți că nu purtați niște haine, vedeți care este problema, depistați unde este problema și încercați să modificați dacă se poate. Bun, și acum trecem puțin la haine puțin mai de ocazie, pe care eu le-am purtat în anumite ocazii. Este vorba de rochița Rose Garden, pentru care noi am lucrat împreună, tutorial pas cu pas. Este o roche lungă, este o roche care îmi place foarte, foarte mult. Acum nu mai vine, mă strânge în talie deja, dar abia aștept să vină vara viitoare și să o port. Și de asta am zis, elasticul e sfânt, în cazul în care în talie o să fie la vara viitoare lărguță, nu e nicio problemă, o să inserez aici un elastic și o să o strâng în talie. Dar este o piesă foarte frumoasă. Găsiți tutorial în 5 părți la mine pe canal, în care v-am explicat pas cu pas cum se lucrează această rochiță. În partea de sus am folosit Alizebela, în partea de jos am folosit Yarnard Rose Garden, două gheme alternate, astfel încât să fie culorile în degrade, să se așeze așa pe toată lungimea. Foarte, foarte. Deci piesa asta îmi place foarte mult. Deci aceste două rochii au fost vara asta preferatele mele și au fost rochii pe care nu știu, pe care probabil că o să le port mulți ani de acum încolo, pentru că sunt extraordinar de frumoase. Extraordinar. Și pentru toamnă îmi doresc să mai lucrez rochițe pe negru, simple sau pe blond maren, să vedem. Tot așa din ceva din bumbac sau un fire foarte subțiri. Mie îmi plac hainele tricotate din fire subțiri, pentru că se așează mai frumos, nu au impresia aia de handmade, adică îți dă impresia de handmade, dar e ceva finuț, da? De asta vă recomand firele mai subțiri, pentru că te și miști mai ușor în ele, pielea respiră, da? Este mult mai ok. Rochia Rose Garden, recomand să o lucrați, puteți să o lucrați din Alizebela, puteți să o lucrați din Bella Ombre, cum este aceasta. Aveți foarte multe variante, dar credeți-mă că este foarte frumoasă. Știu că m-au întrebat fetele că au vrut să o vadă îmbrăcată, o să vă inserez apropo în poze aici la final cu ea îmbrăcată. Au vrut să vadă cu ea îmbrăcată ca să vadă dacă merită să lucreze proiectul. Se merită să lucrați, credeți-mă, se merită și chiar vă recomand. Tot așa mai de ocazie am primit o vestă de ziua mea, parcă da, așa, de la Daniela Vatra, o vestă lucrată din Alize Miss. Firul Miss nu se mai produce, dar este un bumbăcel foarte, foarte fin și această vestă am purtat-o peste un tricou negru. Da, și cu pantaloni scurți și mi-a plăcut foarte mult. Acum iarăși mi-a rămas micuță, dar la vara viitoare cu siguranță o să fie în garderoba mea, cu o pereche de blugi. Este o piesă foarte versatilă, foarte interesantă și foarte așa. Și mai am să vă arăt, am primit de la Daniela Rusu, că asta vreau să fac o combinație. Stați că revin să vă arăt ceva.
Vreau să fac o combinație pe care n-am putut să o fac vara asta din motive întemeiate. Am primit aceste ghetuțe croșetate de la Daniela Rusu, pe care le și văd îmbrăcate cu pantaloni scurți și cu un maiou, cu vesta și cu astea. Abia aștept să vină vara viitoare să fac această combinație, pentru că e ceva foarte interesant din punctul meu de vedere, care merită purtat și o să fie ceva foarte trendy și foarte la mod. Și cu o piesă lucrată de data asta de Claudia, este bolerou Cairo, pe care l-am purtat vara asta destul de mult, că am avut diverse evenimente și fiind, acum în anumită, într-o anumită conformație fizică, mi-acoperea partea de sus, mâinile, și atunci am folosit bolerou Cairo ca și piesă universală, universală și, ca să zic așa, universală, că nu vine, îmi scapă cuvântul acum, peste mai multe rochițe de ocazii cu care am fost pe la diverse evenimente, asta e una dintre ele, da? Foarte mișto, trebuie să o aveți în garderobă. Schema pentru acest bolero este pe pagina mea de Facebook, o găsiți, Bolero Cairo. El a fost lucrat din firul de bumbac Cairo, dar se poate lucra din alize Bella, din nou, foarte bine, sau din alize Diva. Da? Deci puteți să lucrați din cele două fire și să aveți ceva. Eu vreau să-mi fac și unul tricotat neapărat, că de mult o zic, dar m-a salvat vara asta bolerou lucrat de Claudia. Acestea au fost hainuțele pe care am vrut să vi le prezint, pe care le-am purtat eu în această perioadă și o să le port și cu altă, bineînțeles, și cu altă ocazie. Nu ezitați să creați, să vă lăsați imaginația să zboare și încercați să faceți haine cât mai moderne și cât mai practice. Din nou, firele subțiri, vă recomand fire subțiri lucrate cu andrelele, deci arată ca de fabrică, și firele, piesele finuțe cu croșeta, da, fără prea multe flori și, da, cât mai elegante, cât mai simple, linii cât mai, ca să zic așa, clasice, linii clasice. Vă avantajează și vă scot în evidență trăsăturile pozitive ale corpului, nu cele negative. Vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip și sper că v-am dat niște idei așa cu ce haine să vă mai faceți. Iar dacă doriți să beneficiați de informații foarte utile din schemele noastre, le găsiți pe pagina mea de Facebook, Violeta Happy Needles. Multe, multe scheme de tricotat și de croșetat aveți acolo. Tot felul, bluze, cardigane, tot ce vreți și ce nu vreți, da? Vă doresc o zi extraordinară și vă aștept în alt video cu alte informații utile și interesante.